Salut! Astăzi vom discuta despre câteva unelte de antrenament folosite în antrenamentul calului, și anume despre cravașele de dresaj și despre bicele de delonjare. De ce? Pentru că a fost o temă sugerată de o vizitatoare a canalului programului Calii României. Cu această ocazie vă și invit să puneți întrebări, să sugerați teme, să propuneți teme de filmat și noi o să încercăm să vă răspundem tuturor în măsura în care, sigur, cunoaștem subiectul. O să deveniți, să sperăm, pe măsură ce sunteți interesați de cât mai multe tehnici, cât mai multe metode de antrenament, o să deveniți mai selectivi și o să alegeți în consecință ceea ce vi se potrivește pentru calul propriu, pentru ce doriți să faceți cu el și așa mai departe. Iată despre ce e vorba. Este vorba despre cravașele de obstacole și cravașa de dresaj. Vedeți că una este mai scurtă și una mai lungă. De ce? Pentru că cravașa de obstacol este folosită în principal pentru impulsionarea calului, pentru a-l face să sară, să nu ezite la un obstacol, atât în competiție, pentru că este legală, sau în antrenamentul de obstacole, dar nu este folosită pentru a-l învăța să facă anumite mișcări complicate de dresaj. În acest sens, folosindu-se această cravașă de dresaj, care este mult mai lungă și care permite călărețului, antrenorului, să atingă calul în orice parte a lui, fără să-și miște mâinile de pe, din zona în care, sigur, ar trebui să le aibă. Da? Mâinile trebuie să rămână constant într-un anumit loc, atât în dresajul olimpic, cât și în dresajul de tip western. Da? Ar exista așa ca un loc numit cutia, da? În care poți să te miști stânga-dreapta, înainte-înapoi, dar nu să ridici mâinile până aici, să te duci cu mâinile mult în spate și așa mai departe, pentru că pierzi, sigur, avantajul poziției corecte. Așa cum am spus, aceasta fiind scurtă, este folosită la impulsionarea pe crupă sau la impulsionarea pentru cei care acum încep călăria, începătorii, la impulsionarea pe umărul calului, și o să vedeți asta la foarte multe centre de echitație. Începătorii rămân doar aici cu mâna, pentru că, sigur, dacă nu reușesc să țină calul la o mână și să lovească, să impulsioneze calul stânga-dreapta cu cealaltă mână, ar trage de dârloc și ar schimba direcția calului și, sigur, n-ar fi un antrenament eficient. Cravașa de dresaj, fiind mai lungă, permite acest lucru, permite, fără mișcarea mâinilor, să atingi atât crupa calului, cât și în spatele piciorului, pentru a mări acțiunea piciorului, pentru a mări impulsia sau mișcările laterale, cederea la gambă și așa mai departe, mersul lateral, da? Sau a impulsiona calul, a atinge umărul calului pentru a-l grăbi într-o piruetă, să spunem așa, sau pentru, în general, a-i semnaliza un anumit lucru, sau pentru, sigur, dacă e vorba de dresajul academic, pentru a indica și ridicarea piciorului într-un pas spaniol, să spunem. Deci, iată, fiecare unealtă are sensul lui, ei, felul în care se folosește corect și trebuie folosită ca atare. Trebuie spus, la sfârșitul acestei prezentări a celor două cravașe, că și cravașa de dresaj se folosește în dresajul de obstacole, însă doar în momentul în care se folosește sau se face dresajul cailor de obstacole pe plat, da? Antrenorii profesioniști antrenează calul de obstacole de 3, poate chiar 4 ori pe săptămână, fără a sări obstacole, da? Trec cavaleți, fac diferite mișcări de dresaj pentru a pune calul în mână, pentru a face din acel cal un cal foarte maleabil. Apoi, la concurs sau la antrenamentul propriu-zis de sărituri peste obstacole, pun calul doar spre înainte și, sigur, că se bazează pe această impulsie care deja este una corectă. Calul a ajuns la o impulsie corectă și este bine centrat și nu mai tinde să mai evadeze, să rateze obstacolul. Haideți să vedem și celelalte unelte.
Acum o să discutăm despre biciul de lonjare clasic și despre bățul de dresaj natural, care sunt asemănările și deosebirile dintre ele. Bățul de lonjare clasic îl vedeți, biciul, acest bici, mai toată lumea îl folosește, mai toată lumea știe să-l folosească la un nivel, să zicem așa, mediu. Ce ar trebui spus despre el, în afara faptului că, sigur, e făcut tot din fibră de sticlă ca majoritatea uneltelor de acest gen, pentru că fibra de sticlă e cea mai ieftină, cel mai ieftin produs din care se fac aceste lucruri. Tradițional se foloseau mlădițele de alun sau vâna de bou, dar sigur, asta e o altă discuție și n-are rost să ne întoarcem la anumite produse care, chiar dacă erau naturale, au devenit pe parcursul istoriei din ce în ce mai scumpe, pentru că, sigur, sunt din ce în ce mai rare și, iată, avem o posibilitate mult mai bună și, a spune eu, chiar destul de rezistentă și ieftină. Atenție, ieftin e important când vorbim de dresura calului, pentru că calul și întreaga educație a calului costă destul de mult. Ok, este un băț destul de lung, așa cum vedeți, mult mai lung decât cravașa de dresaj. Este un băț care se folosește exclusiv de jos pentru a lonja calul, pentru a fi utilizat atât cu lonja de dresaj, cu lonja de dresaj clasică de 1 metri, cât și cu lonja mai scurtă, care poate fi lonja de dresaj natural de 4 metri, 4,2 metri, sau chiar în libertate, în semi-libertate, să spunem așa, atunci când vreți să lucrați cu calul într-o dresură la liber, într-o manieră în care ar presupune ca calul să facă anumite mișcări într-un spațiu, să zicem, într-un țarc rotund sau într-un spațiu destul de mic, dar veți avea nevoie de ceva, de o prelungire a mâinii pentru a indica anumite mișcări, da? Și nu aveți această funie sau această lonjă de care să vă ajutați. Cel mai important lucru, nu o să intru în prea multe amănunte despre felul cum este el folosit, dar cel mai important lucru de spus la el este că nu trebuie folosit ca o armă. El este folosit ca o prelungire a mâinii, ca o indicație pentru cal, pentru a face ceva, pentru a se muta din acel spațiu. Poate fi folosit și ca, să zicem, bici, utilizându-i pleasna, dar mai des poate fi folosit ca unealtă de lovire în pământ, dacă dorim să, în solul respectiv, dacă dorim să îndepărtăm calul sau să indicăm calului că dorim să se miște spre înainte sau să-și miște o anumită parte a corpului. Ca o regulă generală, dacă doriți ca calul să miște spre înainte, bățul se duce spre crupă, da? În spatele crupei. Dacă dorim ca calul să-și mute crupa, se duce în lateralul crupei. Dacă doriți ca calul să se îndepărteze de la voi, de voi, să nu taie cercul în lonjare, să facă un pas lateral și așa mai departe, bățul se duce spre cutia toracică a calului sau spre umărul calului. Deci e foarte important să schimbăm locul unde acționăm cu presiunea asupra calului. Atenție, iarăși, putând doar să lovim în zonele respective, fără să lovim calul propriu-zis, să lovim doar solul. Da? Deci, atenție, în funcție de zona pe care o dorim accesată, schimbăm felul în care acționăm asupra calului. De ce spun că nu trebuie utilizat ca o armă? Pentru că de cel mai multe ori omul, așa cum e el făcut, dacă are ceva în mână, caută să lovească ca și cu un ciocan, ca și cu o sabie și așa mai departe. Atenție, cu cât mai mult veți face calul să se teamă de voi, nu va dori să stea cu voi. Deci e mai bine ca calul să aibă respect față de voi, deci un disconfort poate fi acceptabil dacă doriți să inoculați calul,
Domnului, dar o frică, o teamă este, să spunem așa, mai puțin acceptabilă sau mai puțin eficientă, ca să nu discutăm despre teorie aici. Ok. Discutăm acum despre bățul de dresaj natural, un băț pe care eu l-am folosit și îl folosesc de ani de zile, împreună cu celelalte unelte pe care vi le-am prezentat. Întotdeauna în programul Cai României experimentăm pe diferiți cai, diferite tehnici și vedem ce merge mai bine pentru fiecare cal și pentru ceea ce își dorește proprietarul pentru fiecare cal și, sigur, și ținând cont și de abilitățile fiecărui proprietar, pentru că degeaba calul poate să învețe ceva mai mult dacă proprietarul rămâne la un anumit nivel. Deci trebuie această metodă adaptată în funcție de calul și călărățul respectiv. De aceea încercăm să vă învățăm pe cât posibil, cât mai bine să vă antrenați proprii cai, să vă antrenați cai în așa fel încât să vă răspundă, să vă valideze propriile voastre dorințe. Iată că acest băț de dresaj natural e mai gros, e mai tare, pentru că el se folosește pentru a, o să vedem într-un filmuleț practic, cum o să vedem și cu celelalte unelte, el este făcut pentru a împunge sau a împinge, mai degrabă, nu a împunge, a împinge calul în anumite zone de reflex, cum ar fi glanda parotidă, sternul, cutia toracică și așa mai departe, pentru a-l face să a-l educa să cedeze spațiul respectiv, fără a fi nevoie să accesezi, să îl lovești sau să spunem așa, să fii mai dur cu el. El este compus din această tijă care, așa cum am spus, e evident mult mai groasă pentru a putea fi folosită și în acest fel, și din această cordelină care este folosită atât ca un cordeo, dacă dorim să călărim fără frâu și fără dârlogi, deci se pune pe gâtul calului, așa cum am văzut și poate o să mai filmăm genul ăsta de antrenament cu cordeo, sau este folosită pentru a face un căpăstru de urgență atunci când aveți un cal care v-a scăpat și nu aveți decât această cordelină la voi. Deci, iată, sunt cel puțin două feluri în care se poate folosi, în afară de, cum să spun, de partea superioară a biciului, așa cum este ea desenată, de pleasnă. Sigur că ea nu mai are pleasnă acum. Aici este de obicei o bucată de piele care face zgomot în aer. Nu mai există ea, dar ea poate fi folosită într-un fel sau altul pentru a pune o presiune pe cal în momentul în care ne-o dorim. Ca și celelalte unelte, și acest băț de dresaj natural comportamental trebuie folosit cât mai eficient, dar cât mai, să spunem așa, blând cu calul, pentru a avea un cal care răspunde la sugestiile voastre și nu se teme de sugestiile voastre. Mai multe amănunte în filmulețele, clar, practice, pe care le vom filma și în care vom arăta cum se folosește fiecare unealtă. Vă doresc succes!